Slăvit să fie Domnul. Amin. Și toți cât sunteți aici, să fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Indiferent ce religie aveți și indiferent ce gândiți despre Dumnezeu, să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți înțelege și mai bine ce trebuie gândit, cine-i acest personaj la care noi îi zicem Dumnezeu în limba noastră. Mărit să fie numele Lui. El, de altfel, este un personaj întreit. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care una sunt, a Lui să fie slavă. Pare mă irită un pic când văd că unii au pus numele la biserică Sfânta Treime. Pă cum e aia? Dumnezeu nu-i întreg. Dar de la catolici pornind, apoi și la ortodox, și acum și la penticostal, la baptiști n-am văzut asta. Dumnezeu este o persoană unică, fără asemănare și nici cum împărțită, ci una în lucrarea Lor. Mărească-se numele Domnului. Amin. În felul acesta putem citi în Sfânta Carte a Domnului, în întâia epistolă a lui Ioan, în capitolul 5, pare că e cu versetul 7-8 acolo, unde ne spune căci trei sunt care mărturisesc în ceruri, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei, mai tare, aceștia trei una sunt. Dar trei sunt care mărturisesc și pe pământ. Și aceștia cine sunt? Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei una sunt. Vedeți? Duhul este din Dumnezeu, persoană în Dumnezeu, și El se numește în Sfintele Scripturi Cel Preanalt, fiindcă El cunoaște toate tainele omului și analizează cu un alt cuvânt și lucrările lui Dumnezeu Tatăl. De aceea îi se zice Cel Preanalt. Oriunde veți găsi în Scriptură cuvântul Cel Preanalt, să băgați de seamă că este vorba de Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt. Arhanghelul Gabriel, când a venit la Sfânta Fecioară Maria, ei a vestit că nu va mai fi fecioară, ci așa i-a zis, binecuvântată ești tu între, cum? Între femei. Oamenii au aruncat așa o umbră peste cuvântul Arhanghelului și peste cuvântul lui Dumnezeu și a zis că ei pururi ficioară. Dar Arhanghelul a declarat că din momentul acela Cel Preanalt
se va odihni peste tine, adică Duhul lui Dumnezeu, de aceea Fiul care se va naște din tine va fi chemat Fiul celui prea înalt. Vedeți? Cel prea înalt în credeul, mărturisirea de credință creștină, unică. Acum multe biserici au crezul lor, ăla așa, ăla așa, ăla adaugă, ăla mai pune. Dar adevăratul crez este credeul. Făcut în 325 la Niceea, 8 capitole și 4 la Constantinopol și se numește Credeul Constantinopolitan, Niceul Constantinopolitan. El este adevărul despre credință. Mulți nu-l citesc, nu-l știu, nu-l învață, dar el este foarte interesant. Și cei ce îl rostesc, nu știu ce zic, îl rostesc ca rugăciune sau ca și cum ar vrea să spuie lui Dumnezeu să știe ce cred ei despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe. El nu este o rugăciune, el este mărturisirea de credință. În 325, când au fost adunate la Niceea toate religiile păgâne, dar fiecare religie păgână era organizată. Creștinii n-au putut fi organizați, fiindcă ei au fost omorâți, maltratați, chinuiți, tot timpul până la Constantin. Și atunci au fost chemați și ei ca să se pună ordin în Imperiu, că era frământat Imperiu, și Constantin a crezut că dacă ajunge la o credință, Imperiu se va unifica. Și ideea lui a condus la o mare adunare prezidată de el, timp de 6 luni de zile. Creștinii, fiindcă nu erau organizați, oriunde era o grupare mai mare, a trimis un delegat acolo. Așa că creștinii au fost 300 de bărbați, câtă vreme de la restul de credințe era 1-2, credință păgâne, în tot felul, care se închina la toate lucrurile, păgâni. Nu știau de Iisus, nu știau de Duhul Sfânt, nu știau de Dumnezeu. Ei numea Dumnezeu și un bou, cum indienii până acum. Doamne fer, dacă ar trece președintele Indiei pe drum și o vacă trece drumul, apoi el stă cu coloana toată, să stea până când își face vaca treburile în mijlocul drumului și pleacă singură. N-au voie să o deranjează, că-i sfântă. Atâta păgânism mai este în lume. Dar minune că este păgân între creștini și ăia sunt mai periculoși. Fiindcă, zicea Domnul Iisus, când vă rugați, în Sfânta Evanghelia lui Matei 6, să nu bolborosiți mereu aceleași cuvinte ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Am stat lângă un arhimandrit și alte oficialități de la mai multe credințe împreună și l-a pus pe arhimandrit să ceară o binecuvântare. Doamne, ce m-am mirat!
om școlat, om cu facultate pe linie de cult ortodox. Doamne binecuvântă, Doamne binecuvântă, Doamne binecuvântă, de 6 ori. Și când a terminat, a transferat ca să binecuvinteze și ălalalt. Ălalalt era luteran. Ăla zice, e destul cu atât. Să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii. Păgânii în Indonezia și India și alte țări asiatice își educă câte un papagal și îl pune pe stâlp în templele lor și când trece un om pe lângă el, papagalul rostește rugăciunea învățată de stăpân. Și cei ce lucră acolo în templu îs plătiți să-i pună mâncare și apă și papagalul stă acolo. Alți păgâni fac mori pe vârfuri de dealuri unde bate vântul și pun o tablă acolo și tălângi care le poartă vântul și una e groasă, una e subțire, una lovește în jos, una în sus, dar când le auzi, ți se pare bine că rostezi rugăciuni și alea-s mori pentru rugăciuni. El stă acasă, habar n-are că rugăciunea o poartă vântul să duce într-una. Multă păgânătate. Dar ce să vedeți că sunt și între ortodoxi păgâni și sunt și între penticostali păgâni. Ce înseamnă păgân? Păgân însemnează omul care nu știe încotro merge. Dacă îl întrebi, tu mergi către rai, po Dumnezeu știe, că cu adevărat el nu știe. Ești pocăit, po Domnul știe, că el nu știe, că el își aduce aminte că el i-a înjurat. Își aduce aminte cândva că o participat la ce știu eu ce, alte lucruri care nu-s bune. Domnul știe, dar el nu știe. Îl iubești tu pe Dumnezeu? Da, îl iubesc. Și dacă îl iubești, te cerți cu tatăl tău? No, păi tot omul o face. Pocăit adevărat, nu. Te ceri cu mama ta, te ceri cu copilul tău, te ceri cu soacra, cu socru, cu jinerile, cu nora. Mă, păgânule, oprește-te! Știi ce zice Isaia, capitolul 1, începând cu 14? Știți ce scrie acolo? Numai să vedeți ce minunăție poate să spună prorocul. Auziți cum zice el. Spălați-vă deci, spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău, învățați-vă să faceți binele, măriți să fie Domnul Iisus. Vedeți ce zice acolo prorocul? Învățați-vă să fiți pocăiți. În seara asta, de prima dată, am auzit Sfântul Cuvânt din Psalmul 23. Așa? Ăla a fost citit, Psalmul 23. Psalmul acesta 23 ne spune că Domnul este păstorul meu. Ce înseamnă păstor? Eu cred că aici oamenii de aici, de la Dobric,
Aproape fiecare a avut oi, chiar dacă nu au acum, dar unii vor mai avea și acum. Nu? Așa cred. Că înainte vreme, după oi și după viche, trăiau oamenii. Acum trăiesc după salar, alte munci. Dar atunci așa trăiau. Domnul este păstorul meu. Dar dacă Domnul e păstorul meu, tu știi cine e Domnul? Domnul este Dumnezeul care a luat trup de om și a venit la noi ca să ne cunoască bine. Mergeam cu copiii așa pe la o pădurice care era aproape de sat și am întâlnit un moșuroi mare de furnici, zarvă mare, fugea una încolo. Unele aveau drumuri făcute unde nu creștea iarbă, altele veneau cu ceva în gură, intrau pe aici, altele... Dar un băiat de-a meu, Daniel, ticule, ce fac furnicile astea? Măi, dragă, ca să înțelegem bine ce fac furnicile, știi ce ar trebui? Să ne facem furnică, să intrăm cu ele în mușuroi, apoi atunci le-am înțeles, am ști ce face. Dar și ne uităm la ele și nu știm ce face. Vedem lucrul lor într-un fel altul, dar nu pricepem totul. Dumnezeu Tatăl, în înțelepciunea Lui mare, a desprins din sânul Tatălui pe unicul Lui Fiu, cum zice în Credeu, născut, iar nu făcut, care este de o ființă cu Tatăl. Și L-a trimis la noi să trăiască ca om, măcar că era Dumnezeu. Avea cele două naturi, om și Dumnezeu. Mărească-i să numele, ca să ne cunoască bine. Și știți, a însetat ca orice om, s-a jucat ca orice copil, a început să vorbească ca orice copil, a început să fie ascultător de părinți, cum n-a mai existat copil în lume ascultător. A învățat Biblia, că era școala părintească, trebuie în fiecare zi, tata, dacă nu era prezent, mama, la sculare, un ceas, să le predea Biblia. Și la el așa tare o prins Biblia, încât la 12 ani de zile stătea în templu 3 zile și se întreținea cu mai mari templului, care aveau facultăți, și îi bătea, îi punea în uimire, mă, un copil de 12 ani atâtea știe, dar nu știe că el a fost ascultător de părinți, nu știe că părinții l-au învățat Biblia și mai nu știe ceva, că el e cuvântul lui Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului. Și acum el a trăit printre oameni ca om și a fost ispitit de diavolul 40 de zile și 40 de nopți, în care n-a mâncat, n-a beut și a stat la dispoziția lui Satan, dus de Duhul Sfânt în pustie, ca să-l învingă pe Satan. Știți cu ce cuvinte îi ține calea lui Satan? Din Deuteronom.
Pentru că Deuteronomul a fost scris de Moise în ultimile 50 de zile a vieții lui și se numea a doua lege. Dar Moise a poruncit cartea asta să o pui în chivot, mai presus de celelalte cărți. Și el știe bine Deuteronomul și îi ține pieptul Satan cu cuvântul, că știa cuvântul. S-a dus, zice Luca, în pustie plin de Duhul Sfânt. Și după ce a fost ispitit, a venit din pustie plin de Duhul Sfânt. Deci în ispită el n-a pierdut pe Duhul Sfânt. Am auzit plângerea unui suflet în seara asta că a pierdut vorbirea în altă limbă, a pierdut tipul ceea ce i-a fost dat. Dar câți sunt aici care cândva au vorbit în limbi și nu mai vorbesc? Câți sunt aici care au avut daruri și nu le mai practică? Câți suntem deficienți înaintea lui Dumnezeu? Dar Domnul Iisus în prezența lui Satan n-a pierdut pe Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt s-a dus, plin de Duhul Sfânt a venit. Și Satana l-a lăsat, dar numai pentru o vreme. Tipul s-a obosit 40 de zile de-al tot ispitii și a rămas într-un repaus. Dar după aceea, iar a venit și apoi l-a ispitit în toate lucrurile. Cum mă ispitește pe mine, cum te ispitește pe tine, soră, frate? Așa l-a ispitit pe Iisus în toate lucrurile. Dar el care a biruit în prezența lui Satan, a biruit și ispitele care îi venea în gând, și ispitele care venea din afară. Și eu mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să păzească pe toți frații și pe toate surorile de ispititorul. Să păzească pe tineri și pe tinere de ispitele care vin prin oamenii care nu-s curați. Să păzească Dumnezeu pe bătrâni și copii, pe toți deopotrivă, de ispita gândului propriu. Că ăsta te tăvăle mai mult ca celelalte. Și ispita gândului propriu o poți provoca și o poți anula dacă ai înțelepciunea sfinților. Dacă n-ai înțelepciunea sfinților, singur te bagi în focul ispitelor. Pentru că iei celularul în mână și te uiți la prostii omenești. Și alea ți se imprimă în cuget și apoi hormonii trupului tău intră în alertă și ești ispitit până când? Până când? Până când mintea ta, încărcată de o ispită 20, începe a huli pe Dumnezeu în capul tău. Începe a huli Biblia. Când cineva cântă în capul lui vin hule, când cineva vorbește de Dumnezeu în capul lui vin hule, când cineva se roagă sau el se roagă, cu gura se roagă și în mintea lui da până diavolul gânduri necurate și hule la adresa lui Dumnezeu, la adresa lui Iisus. De ce? Pentru că te-ai băgat singur în gura lupului. Și mulți, după priviri din astea urâte, sunt încărcați de demoni, care le macină apoi gândul, cum v-am spus, și fac rele. Alții se bucură doar să se uite la jocuri, ce știu cum, la fotbal, la ce știu eu.
și urlă ai din lume în tribune și el urlă în casă ca nebun. Singur. Mai ține și copiii cu el. Măi, oare vorbesc în plus? Ce părere aveți? Sau e adevărat? Ce ziceți? Nu e adevărat. Eu vă spun că cine m-a îndemnat pe mine să spun, știe. Mărească-se numele Domnului. Și ai putea fi așa de tare și de brav să ridici o mână sus și să spui, eu sunt unul din ăla care mă chinuie gândurile. Eu sunt una din aceia care îmi place cântarea lumească și nu cântarea duhovnicească. Am fost într-o familie mare lângă Graț și mereu radio românesc sau ce-a avut ea acolo cu lai, lai, lai. Și intru în casă și eu mă rog, mă pui acolo deoparte, după ce dau mâna, stând un pic, mă zice, Doamne, astea sunt cântări din lume. Dar eu văzut că eu stau un pic așa, sceptic. Dar pe frate, apoi păcat să asculți cântări din astea din lume. Ba nu-i păcat, dragă, dacă ești lumească, nu-i păcat. De ești duhovnicească, îi crimă, că astea ți omoară sufletul. Asta e crimă. Dar mie îmi plac. Mă rog, n-ai decât. Faci ce vrei, că tu răspunzi, nu? Doamne Iisuse, fratele Lucian, pe lângă păstorul citit din 23 din Psalm, a adăugat, cred că n-am uitat, din 2, 1 Timotei, capitolul 2. De acolo ai citit ceva. Auzi ce zice acolo. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți ce? Apoi, măi, oameni buni, dimineața când te scoli, înainte de toate, fă rugăciuni. Când pui oala la foc, soră, să faci mâncare, înainte de toate, fă rugăciuni. Când ești din casă, înainte de toate, fă rugăciuni. Când te urci în mașină, înainte de a suci cheia, fă rugăciuni, măi omule. Înainte de toate, să faceți rugăciuni. Dacă trebuie să tai iarba, înainte, fă rugăciune. Dacă trebuie să împingi zăpada și să-ți faci loc în curte, înainte de asta, stai un pic cu lopata în mână și fă rugăciune. Că nu se știe. Ai împins trilopeți, aici ai un pic de gheață, tu n-ai făcut rugăciune și când te sâlești să împingi aia l-altă, ai alunecat cas și îți rupe un șold. Și te-ai aranjat. Nu? Măi, înainte de toate să faceți rugăciuni. Asta ne învață păstorul. Glorie lui! Că păstorul ăsta nu-i cum am fost eu păstor sau alții. Noi oamenii, chiar dacă am fost sau sunt unii păstori, ei pot să se bolnăvească, ei pot să-și părăsească meseria asta de cioban, nu? Ei pot să moară, dar păstorul de care vorbește David, Domnul este păstorul meu, ăla a fost mort și a înviat și viu în vecii vecilor. Mărească-i să numele. Ăla nu mai moare.
și El a înălțat în locurile prea înalte, unde omul nu mai poate pătrunde nici cu gândul. În locurile prea înalte, îi înălțat pe același scaun cu Tatăl. Stă la dreapta măririi. Aici ai Dumnezeu Tatăl și El stă la dreapta măririi, aici. De ce? Pentru că a biruit pe Satan, pentru că a biruit ispitele, pentru că a biruit moartea, pentru că a biruit păcatul, pentru că a biruit lumea și s-a adus de jertfă ca un miel a lui Dumnezeu, pentru familia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Pentru că împăratul aduce un miel de jertfă pentru familia lui. Prorocul aducea un miel de jertfă pentru familia lui. Bogatul aducea un miel de jertfă pentru familia lui. Și săracul aducea un miel de jertfă. Și Dumnezeu Tatăl nu s-a lăsat mai prejos. A venit și El cu mielul lui. La care Ioan 1:29 scria: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mărit să fie Domnul! Cum a ridicat? Că s-a băgat sub păcat. Omenirea toată era în Satan. Omenirea toată era sub păcat. Omenirea toată era sub blestem. Și El a venit și s-a băgat sub păcat. S-a îmbrăcat cu păcatul omenirii. Și l-a luat asupra sa, ca și cum El ar fi făcut toate păcatele. Paharul ăsta l-a speriat în rugăciunea din Ghețimani. Pe sfințit, după sfințitul soarelui, a făcut cina de taină. Cina de taină a făcut-o cu azimă, dar la azimă până astăzi se zice și pâine. Dacă mergeți în prăvălii mari, puteți vedea azimă și scrie pe ea în evreiește. Sau în arabă, sau ce știu eu în ce altă limbă, dar e o turtă nedospită. Și îi zice pita, pâine. Mulți și la cina Domnului ignoră asta. Nu știe că e scris în Luca sărbătoarea Paștilor. A și intrat. Ce a intrat? A intrat sărbătoarea pâinii nedospite. Și în timpul sărbătorii pâinii nedospite trebuia jertfite Paștile. N-aveai de unde o bucată cu dospeală, că dacă te prinde mai mari poporului de atunci, te lega de grinda căsă și toată lumea venea și pe tine, pe copii, pe nevastă, pe toți răsturna casa și aducea pietri și făcea o morman de pietri pe tine, că ai călcat porunca Paștilor și ai mâncat pâine cu aluat sau cu drojdie. N-ai voie decât pâine nedospită. N-aveai de unde.
N-aveai de unde. Era un proces mare în pregătirea pâinii nedospite. Și toți evreii punea după ce ai curățat totul și în zona noastră, pe aici, pe Someș, înainte vreme, când intra postul Paștilor în special, să spăla oale cu cenușe, că nu era detergenț, să spăla oale, să spăla blide, să spăla tot, ca să nu ai nimic cu grăsime, cu ceva peste post, postul Paștilor. De la evrei vine asta. Și după ce părinții curățau tot, lăsau un mosmac, o bucată, un gomboț de aluat undeva secret și apoi pune pe copii să caute. Și cel care găsa era cinstit de părinți. Ultima fărâmitură era scoasă afară și în casă nu era nimic cu aluat. Domnul Iisus Hristos a făcut cina de taină după cum scrie în Numeri, după apusul soarelui. Și acolo a avut atâtea predici frumoase de îmbărbătare pentru ucenici. La 12 noaptea a cântat cântările. El știa că merge la răstignire, dar cânta cântările. Și una din cântare era Psalmul 118, în care zice: legați vita cu funii și aduceți-o la cornele altarului. Vorbea de el, psalmistul. Și la urmă zice: aceasta este ziua care a făcut-o Domnul. Pe cine era ziua? Ziua era Iisus. Fiindcă nu era soare, nu era lună, nu era stele, și Tatăl a strigat să fie lumină. Și n-a fost niciun luminător pe cer, dar a apărut lumina și asta era lumina întregului, era Iisus. Și ea a fost apoi ca meșter al lui Dumnezeu. Și toate lucrurile, zice în Ioan capitolul 1, toate lucrurile au fost făcute din El și pentru El. El le-a făcut. El m-a făcut și pe mine. El te-a făcut și pe Matale. Și El vrea să-ți fie păstor. Și El vrea ca tu să fii oaie, nu capră. Diferența între oaie și capră o poți vedea și aici, în comuna asta, în sat, unde vrei. Păi o oaie, dacă chiar când o tunzi, cine nu știe tunde cum trebuie, mai taie și din pielea oiei. Dar oaia numai tremură toată și nu zice nimic. Dar dacă pui mâna pe capră și smulgi odată așa de păr, așa face de urât, mă, de ce aude toată lumea. Păi știi, mă, asta e capră. No, așa este câte un creștin, indiferent ce cult are. Când îi atinzi dreptul, te dau în judecată, te înjură, te face. Pocăiți, nu te înjură, dar ține mânie, vorbește urât. Și ăla știi că-i capră, mă? Ăla știi că-i capră. Odată într-o adunare mare, am vorbit din 25 Matei, judecata viitoare, și am început să vorbesc mai pe larg de capre. Era adunarea așa, în amfiteatru, așa, cu multe rânduri din astea, așa, coroare.
La un moment dat a coborât harul lui Dumnezeu, vorbind de capre. Și atunci am strigat: cine se consideră capră și vrea să capete statut de oaie să vie la rugăciune? Păstorul care era ce hozane la așa ceva, nu-ți vine nimeni. Nu-i nimic, eu mă duc acolo în față. Cine vrea? Măi, a început să coboare peste toate, de să împinge unul pe altul. La urmă, numai și păstorelul de după amvon vine și el acolo. Așa, mă? Păi și eu aș vrea să nu mă mai mânie. Păi și eu aș vrea, păi dacă vrei. Azi ai motiv, ai moment. Iisus e aici. Aleluia. Glorie Lui. El transformă mintea, El transformă inima, El transformă omul. Păi eu m-am dus, când eram tânăr, m-am dus în adunarea din Fodora plin de ură, împreună cu mai mulți, să-i batem, să-i speriem pe pocăiți. Dar ce să vezi, când am ajuns în ocol acolo, era troscoțel așa de frumos, și niște purcelași mânca așa lacom la troscoțel, că troscoțelul e foarte bun. Sunt oameni care face cu el salată, îl bagă în salată și îl mănâncă. Și alții mănâncă, de exemplu, în salături și asta, luțerna. Luțerna așa crudă, așa gras atunci. Și să vindem prăvălii un mănunt din atâta cu un dolar până America, prin Canada, oamenii o mâncă. Și așa mai departe. Când ne-am așezat toți în rând și am început să strigăm către geamul ăla, mă, nu mai iese din casă unul Mircea Pavel. Avea niște buze așa de două degete și o gură largă, mare și o voce ca de tigru. Mă, ce căutați aici, mă? Toți vitejii mi-au fugit. Și eu am rămas aici, vine și mă prinde și mă zgâțăie de umăr. Tu, Vasile, ce cauți din celălalt capăt de sat aici? Ce cauți, mă, după ce ai venit aici? Apoi am venit să văd ce fac pocăiții. Mă, pocăiții nu sunt ocol, pocăiții sunt casă. Dar nu mă lăsa de umăr, că de mă lăsa, o întindeam și eu. Dar nu m-a lăsat, m-a băgat în casă. Toată ura mea acum, mă uitam așa mai mult printre degete să văd ce fac pocăiță. Când am văzut că se pleacă toți pe genunchi, eu nu m-am plecat. Consideram spurcați, mă, cum? Că așa am auzit în șezători. Da? La un moment dat, mă miră faptul, fete ca astea, câteva, nu erau multe, să ruga, mă, și curgea lacrimile și vocea li s-auzea. Era două surori, bunica lui Nucuțu Căpâlna, pe care poate îl cunoașteți, păstor acum în Fodora, sora Anișoară. Și vecina ei era sora Matronă. La ea s-a făcut întâi în casă adunarea. Și venea de la Feldru și fratele Dumitru de aici și unii din Moldova. Și acolo la ea în casă a început adunarea. Era o stășiță. Și apoi tot câte unul a fost colectați pentru Dumnezeu. La un moment dat, bărbat între ei era fratele Miclea Ioan Moraru. Și pe el îl botează întâi Domnul cu Duhul Sfânt. După ce îl botează Domnul cu Duhul Sfânt, prorocește: vine Ioan, trebuie să mergem la Iordan. Toți, ore ce-o fi, ore cum o fi, era sâmbăta, ce va fi, cum o fi. Mă, dar în mintea lui Ioan și al lui altul, zice, trebuie să ne botezăm în apă.
Asta înseamnă, trebuie să ne botezăm în apă. Unii, mă, dar am fost botezați de mici. Măi, trebuie să ne botezăm în apă. Duminica sosește fostul major Sima din Cluj, care s-a pocăit. Era aproape singur intelectual între pocăiți, că restul erau tot oameni simpli, fără școală. Sosește la ei, predică, vai ce le-a plăcut. Dar toată lumea zicea, Sima, Sima, fratele Ion să tope tot. Mă, eu am avut prorocia aia că vine Ion și acum ăsta-i Sima. Da, se apropie de el așa cu un pic de viclenie. Frate Sima, atât am ne-o plăcut, cum ai vorbit. Nu faci bine să ne lași adresa, să te mai chemăm să vii aici. Când Sima, scrie el, Ioan Sima, Miclea răbufnește, îl cheamă Ioan. În ziua aceea s-a dus o trupă bună la Somme și o boteza pe toți. Măriți să fie Domnul Iisus. Și apoi tot câte unul a fost botezat de Domnul și așa mai departe. Așa s-a înființat bisericile. Vezi, de la 1, 2. Măriți să fie Domnul. De ce? Că veghea păstorul, a Domnului să fie slava. Veghea Iisus ca să-și adune oștirea. Și aici am dobric, eu am multe care le știu de pe aici, dar n-am timp de ele. Vreau să vă spun numai să nu uitați că în capitolul 2 din 1 Timotei spune: vă îndemn dar, fraților, înainte de toate să faceți rugăciuni. Aleluia. Nu uitați, înainte de a te încălța, roagă-te. Înainte de a te îmbrăca, roagă-te. Înainte de a ieși din casă, roagă-te, măi. Roagă-te înainte de toate. Ca așa cere păstorul. Păstorul ăsta bun e Iisus Hristos. Și ăsta ne-a mai lăsat și cuvântul pe care l-ați auzit de aici, de la Isaia, așa de frumos rostit în Cartea Sfântă a Domnului, unde ne spune nouă ce să facem. Și zice așa, cuvântul ăsta: spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum e cârmânzul negru, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Ce minunăție! Și n-ați văzut cum se întâmplă. Era un cartier pe Valea Beului de țigani. Așa răuți erau săracii. Mulți umblau cu hainele rupte de li se vedea goliciunea. N-auzai numai urlete, bătăi, beții. Și să mă iertați, își făcea treburile în cărare și în drum și unde i-a apucat vremea. Ba chiar în casă, erau fricoși, nu ieșeau afară. O grămadă de copii, toți își făcea treburile pe vatra căsă și dimineața curăța.
M-am dus la unul care avea cal și am vrut ca să vină să-mi fac o cărăușie. Nu intra, dar eu am deschis ușa. Când am deschis ușa, mă, iertați-mă, plin. Așa josnici erau. De bătut apă să băteau bine și să dușmăneau de vai de ei. Și Domnul mi-a pus pe inimă și am intrat între ei cu Sfânta Evanghelie să te duci azi să vezi că eu am trecut pe români. Așa se îmbracă de elegant, așa căs frumoase au făcut, de n-ai idee. Al cartier în răchita de Alba, m-am băgat între ei cu Evanghelia și ei, hărnicuți după ce au priceput că trebuie să se pocăiască, tot câte unul s-a pocăit, s-a înființat biserică și-a cumpărat toate locurile bune a răchitenilor și viile și tot a făcut căsi frumoase, mă, ca în Austria, ca în Germania. Și satul, Răchita, a rămas în loc de țigani. Căs bătrâne, căs slabe, căs rupte, garduri, Doamne feri! Ce face pocăința? Pocăința te nobilează și îți deschide mintea și Dumnezeu te face să mânci cele mai bune roade ale țării. Dacă voiești să asculți de Iisus azi, oricare ai fi, indiferent, să se schimbă situația, să se schimbă familia, să se schimbă mersul tău, să se schimbă vorba, mă! Până aici ai blestemat, ai înjurat, ai dat tot la satana. Cum zicea preotul ăla, Calistru sau cum îl cheamă, l-am ascultat odată la o predică, așa nervos își educa enoriașii, dar bine educa. Păi zice, tu dai găina la dracu, păi mânci ouă de la dracu, tu dai vaca la dracu, păi mânci lapte de la dracu. Așa fac oamenii, mă, îți nespălați. Vezi? Pe copiii de la cel rău, pe părinții de la cel rău, animalele de la cel rău. De ce? Pentru că diavolul domnește în lume și toată lumea zace în cel rău. Vrei să ieși din sub mâna celui rău? Te cheamă Hristos din împărăția satanii și întunericului, te cheamă la lumină, că El e lumina. Și Apostolul Pavel zice, noi care ne-am pocăit, care ne-am botezat, nu mai suntem fii nici ai nopții întunecatului și nici a întunericului, ci noi suntem fii a zilei și a luminii, a lui Hristos și a neprihănirii. Doamne, ajută-ne la asta! Măriți să fie Domnul! Astfel, dar, uitați-vă ce mai zice Sfântul Cuvânt și în Amos 5:15, să vedeți ce scrie acolo, că eu nu văd să citesc acolo, sau e scris aici? Nu, aici. Alea mici, nu le pot citi. Citește tare! Urâți răul și iubiți binele. Să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășița lui Iosif. Amin! Să domnească dreptatea
în comuna asta, în biserica asta, să urâți rău și să iubiți binele. Aceasta e porunca păstorului. Domnul e păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Păi dacă El e păstorul și eu l-ascult, păi nu pot să duc lipsă, El poartă grija mea. Mărit să fie Domnul Iisus. Scumpii mei, lucrul ăsta nu-l uitați. Copii a fraților, siliți-vă să încheiați un legământ cu Iisus prin botezul în apă. Oameni de credință diferită, ortodox sau oricum vreți, siliți-vă să încheiați cu Iisus un legământ prin botezul în apă. Pentru că în credeu, știți că așa zice, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Eu pot mărturisi, nu? Era 22 iulie 1956, când sub mâna lui Kerekeshoni, care mă ține de mâna de astea cu mâna stângă și mâna dreaptă deasupra mea și mă învăța, vezi, când intri în apă cu degetele astea să ții nările, ca nu cumva când te scot apa să intre pe nări, să te apuci de tușit, să te neci. Ține mâinile așa și când te aplec în apă, astupă nările până ieși din apă. Dar până să mă bage în apă, crezi tu în Domnul Iisus? Crezi aia? Eu, da. Până când vrei să slujești pe Iisus? Până la moarte! Pe baza mărturisirii tale de credință, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și m-a plecat sub vălul apii, ca mort în moartea lui Hristos, zice Pavel în Roman 6, nu? Și ieșind din apă, ieșind la o viață nouă, cele vechi s-au dus. S-au dus vorba murdară, s-au dus mâniile, s-au dus certurile, toate s-au dus. Și tu ai devenit un om nou în Hristos. Măriți să fie Domnul!